Bună seara, domnul primul, bună seara. Bună seara. Salutare, Salutare, primo! sunt mâinile ce-o fac? domnilor. Bună seara, Luis. Doamna Foarte Maria. supărată. Din Da, păcate, te rog, și eu hai să-l sunt la ascultăm. Să-l ascultăm și pe primul, să-i Apropo de ce dăm zicea Maria, vreau să posibilitate. vă spun o chestie Te ca rog. fapt divers. O chestie ca fapt divers, că veni vorba despre conducătorii români. Știți că Constituția, că virgulă, Constituția de la 1861 menționa că în fruntea țării a României nu are voie să fie sânge românesc? Constituția votată, Constituția făcută de români, spunea că nu are voie regele sau familia regală a României să conțină niciun gram, nici 1% de sânge românesc. Știți că a fost un mare scandal atunci când Carol al II-lea s-a îndrăgostit de o femeie care era româncă și vrea să se însoare cu ea, s-a și căsătorit cu ea la Odessa. Și a ieșit un scandal imens că nu era în acord cu Constituția și că n-avea voie să-și spurce sângele nobil cu sânge românesc. Știți chestia asta? Știți că au sărit toate somitățile românești împotriva lui Carol al II-lea, că vrea să că s-a căsătorit cu o româncă și ce rușine imensă. Deci, atenție! Constituția aia era propusă și votată de către români. Asta ca fapt divers, ca să vedeți ce popor suntem. Când spuneți dumneavoastră Știm că noi să vezi, ne dăm Doamne, cu sunt singur străini la dreptul. conducerea României, când spuneți că sunt străini la conducerea României, păi asta înseamnă un neam de slugi, nici nu suportă să accepte ca la conducerea țării lor să fie niște români. Au pus-o în Constituție, că nu e voie așa ceva, e interzis prin Constituție. Ce vă mai mirați atunci că în fruntea țării Care românești sunt numai din ăștia acceptă care să n-au fie nici mică legătură cu itinerant, mine? să fie curat, să fie străinat, să plătească hrana triplu la raft în câteva luni, nu văd lume stradă și eu nu știu dacă mai este Amalia. Cu toată dragostea, mai bine vin la tine, vin la mine, ne vedem în altă parte. Ne-am ajuns, am stat în frig, ne-am îmbolnăvit, probleme, amenințări, Amenzi, la ușa, amenzi, controle, controle, probleme. Am încercat să dăm, să fie un act de curaj, să le arătăm românilor că se poate până la urmă, cu toate problemele, tot aici suntem, ne-am descurcat. Ne-am descurcat și ne descurcăm. Nu au venit, am crezut că săptămâna asta vin doi în plus, săptămâna următoare mai vin trei, săptămâna aia se trezește și fermierii, săptămâna aia se trezește și profesorii, săptămâna aia vin și medicii. Nu! Am rămas aceiași. Am rămas aceiași. Și cu toată dragostea sunt absolut convinsă că toți dintre noi au sânge și de altă naționalitate. Cu toată dragostea. Și abia asta ne face cu adevărat români iubitori de țară. Deci, într-adevăr, cei care ne fură n-au niciun fel de scuză, n-au niciun fel, dar suntem la fel de vinovați pentru că tolerăm aceste lucruri. Asta este cu Da. totul adevărat. Laurențiu, acum ai cuvântul pentru discursul tău Da, de vă mulțumesc. esență, Am în mod, nu doar pentru în observații. mod oficial, da? Oficial am Da, da, da. cuvântul. Mulțumesc mult, doamnelor. Mă bucur să vă revăd. Onorată Îi salut asistență, pe cei toți 3.000 de oameni care telespectatorii. se uită la noi acum. Da? Da. Îi salut pe toți cei fantastică emisiunea celui mai mare jurnalist român din România. Mă bucur să fiu din nou alături de voi după un drum de 13 ore fără oprire între Austria și România. Acum 10 minute am intrat în casă, mi-am pus un pahar de whisky cola și sunt alături de voi. Sper să fac față acestor fantastice doamne care sunt astăzi alături de mine. Și vreau să vă spun că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Abia aștept de câte ori plec din țară și se întâmplă destul de des, din păcate, abia aștept să ajung acasă. Și când mă uit la femeile astea frumoase care sunt acum în emisiune cu mine, nu înțeleg ce caută românii în străinătate, frate.
Nu înțeleg cum poate să stea. Eu am încercat, eu am și rezidența austriacă. Am încercat să mă mut în Austria, nemai suportând ticăloșia de aici, gherțoismul, prostia, ticăloșia românilor mei. Bă, fraților, după 3 luni simțeam că nebunesc. După 3 luni nu știam cum să fug acasă și veni și pe jos ca Badea Cărțan. Da, ce să vă spun, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Așa de bine e acasă, așa de liniștit, în sfârșit mă simt liniștit și relaxat că am ajuns acasă. Nu contează nimic, bă, fraților, nu contează nici sărăcia, nu contează nici mizeria, nu contează nici mafia, nici hoția, nici nimic. Când ajungi acasă, simți sufletul liniștit, îți găsești liniștea sufletească și asta e cel mai important. Credeți-mă, dacă ai o felie de pâine cu unță, mănânci, e ok. Poți să ai dincolo bogățiile bogăților, poți să ai mâncărurile mâncărurilor și șampaniile șampanilor. Totul este fals, artificial, totul este amăgire, totul este o minciună. Îți spui căciuna singur, că e mai curat, că e mai curat, că e mai civilizat, că e mai urmă cum ar fi. Da, mă aud cu eco. S-a întâmplat ceva. De ce te-ai dublat? Maestre! Maestre! Ne-am dublat toți. Suntem mai mulți! Da. Stai să te scot pe tine, Laurențiu, și ring încă o dată. Ia să vedem pe Laurențiu. Ia zi, Laurențiu, acum. Iavol, back in business! Deci ne auzim ok acum, da? Da, începusei să vorbești în dublu și era o tragedie. Da, e ok acum? Da, din cauza că vorbeam despre dragoste de țară, despre dor de țară, vorbeam despre țara noastră minunată și s-au supărat, văd normal. Văd că ai și ceva probleme cu netul, cu... Eu nu am probleme, eu am super internet. Te văd super pixelat internet, un pic. Da? Uite acum așa poate s-a reglat. Ia să o introducem și pe Amalia să vedem dacă strică jocul sau ce se întâmplă. Ia zi tu, Amalia. Mai fraților, e de la Putin se trage. Ne scoate unul câte unul. Da, gata, e în regulă. Acum poți să vorbești, Laurențiu. Cum ai intrat, cum s-a stricat armonia, ce să mai zic. Da. Păi am băgat chestiile alea cu conducerea de către străini a României și normal, că nu a căzut bine. Când planurile sunt în așa fel făcute încât România trebuie... România trebuie condusă de rase superioare, trebuie condusă de, dacă n-ai sânge, trebuie scântină. Laurențiu! România, clar. Uite ce îi face lui Laurențiu, nu pot să cred așa ceva. Dubiți caput! Măi, stai, că n-am zis nimic rău, am zis de bine! Vai, am zis de bine, am zis ceva fain! Băi, deci asta e pe față, băi, resimțiți-vă! Deci e sentință bunda, se răsucește banda! Se răsucește banda! Bă, se derulează acum banda, bă, după ce te-am înregistrat ăștia, uite-te și tu! Ați mai auzit oameni buni așa ceva? Da. Ce nu mai vă zic că oricum mergem continuu banda! Asta e Europa liberă, eu v-am mai spus asta. Băi, mă duc să beau o bere și de-aia. Că nu m-am zis să stric emisiunea. Stai un pic să te scot și să te reintroduc. Recunosc sunetul. Nu o să poate. Deci nu o pot să cred. Ia uitați-mă, oameni buni! Ce s-a făcut la medicina de-a la Laurențiu, tu auzi chestia asta? Eu auzi ce se întâmplă, da! N-am văzut niciodată așa ceva. Băi, mi-a căzut curentul. Mi s-au oprit emisiunile după ce le-am început. Mi s-au întrerupt și la televiziune, mi-a căzut tot netul, de nu știu câte ori. Dar asta cu bruiajul ăsta încă nu mai e. Deci în fiecare zi, nu a fost nicio problemă până când a intrat la Laurențiu. Cum a intrat el, s-a dus mai bine tot.
Poate ai microfoane. Uite, ai microfoane. De ambient. Hai că vă mai zic. Ia, mai ieși tu odată și revin-o, da? Stai că reintră Laurențiu, ia. Laurențiu, ia zi acum, mă. Hai că m-am enervat acum. Hai, mă, că s-au rușinat. S-au rușinat și au plecat acasă. Vă mai spun niște chestii, de dați pe spate. Știți că Mirciulică, primul fiu al lui Carol al doilea, a fost făcut cu românca aia de care vă ziceam că s-a însurat pe ea la Odessa? Și cine credeți că este fiul lui Mirciulică care nu a fost recunoscut de guvernul României și de oficialitățile române ca prim urmaș la tron al lui Carol al II-lea? Care ar fi trebuit acest Mirciulică, primul fiu al lui Carol al II-lea, să fie în locul lui Mihai, regele României. Puțin știu lucrul ăsta. Deci există un fiu al lui Carol al II-lea mai mare decât Mihai de Hohenzollern, care ar fi trebuit să fie regele României. Și care nu este regele, n-a fost regele României și n-a fost recunoscut pentru că avea o vină uriașă. Jumate din sângele lui era sânge românesc, nu era sânge de viță nobilă, de Übermenschen, de Deutsche Sprache, înțelegeți? De viță de vie, da. Nu era de viță nobilă, 100%. Era jumate viță nobilă, rasă superioară, germană, și jumate era sânge românesc. Și din cauza asta Mirciulica a fost repudiat, ascuns, dat la fund, l-a obligat pe Carol al II-lea să o repudieze pe nevastă sa cu care se însurase foarte în regulă și Mihăița al II-lea la descendență a devenit rege. În mod ilegal, atenție, în mod ilegal. Dar ce nu știți iară este că acest Paul, excrocul ăsta, Paul de România, excrocul de viță nobilă a României, este fiul lui acest Mirciulică, ce ar fi trebuit să fie regele României în locul lui Mihai. Acum că v-am spus niște povești nemuritoare, hai să intrăm în subiect. Adică Paul e mai român decât Mihăiță. Paulica al nostru este 5% român, excrocul Paulica. Da? El ar fi trebuit să fie regele României și el este în mod normal și corect descendentul la tronul României. Nici o treabă cu Margareta și cu Nicolae și cu toți prostalăi ăștia. Ăștia trebuiau să nici nu existe astăzi în calcule pentru tronul României. În mod normal, Mirciulică trebuia să fie rege după Carol al II-lea și urmaș la tron al lui Mirciulică trebuia să fie Paulică, excrocul nostru. Slavă cerului care e țara suficient de multe tronuri în fundul curții pentru toată lumea. Asta e cea mai tare. Avem tronuri. Slavă cerului care țara și destui excroci. Adică ăsta mai lipsea și pe tron. Bravo, mă, Oana. La tronul meu nu m-am gândit niciodată. Dar și eu spun de rege. Eu de ce n-aș fi? Un ai tron în fundul curții, domnul primar, e o discuție de națiune aici. Amalia, îl am în casă și nu, am patru tronuri, la alegeri. Trei deosebite, în care eu, dacă astăzi vreau să fiu bărbat, sunteți obligați să vă comportați și să mă tratați ca pe un bărbat. De ce nu am putea să ne considerăm prințese, contese, marchize, regi, regine? De ce nu? Dar Oana, vreau să spun ceva. Și care e problema cea mai mare? Că majoritatea românilor nu vor să se considere nici bărbat, nici femeie, nici conte, nici contesă, ci maimuțe cu buletin. Asta e problema. Și nici români. Și nici români nu vor să se considere români. Du-te în Austria sau în Germania. Sau în Italia. Vezi românii cum se dau că sunt orice altceva, dar nu români. Le e rușine să spună că sunt români. Domnul Primo! Doamnelor și domnilor, vreau să vă zic un singur lucru. Am lucrat 19 ani în aviație. Veneau români, francezi, italieni, toți care, în fine, se salutau în limba română, că știau și ei ceva să zică. Venea românul pe avion și îți vorbea și îți spunea cum se dice. Și îți spunea bună ziua, bine ați venit, vă îndreptați către România. Și el îți spunea da, în limba din nația de unde venea. Și continua să-ți vorbească în acea limbă pentru că
Tu erai inamicul lui, inamicul lui că l-ai desconspirat că e român. L-ai făcut de rușine. Da. Iar eu când merg în afara țării, în Italia în principiu, că acolo ne facem, asta e, dacă mi-am luat soț italian, că n-am găsit pe aici, adică dacă am umblat peste tot... Bine, mă, de ce nu m-ai întrebat și pe mine înainte? La mine e poveste lungă. Da? Așa. În momentul în care văd o persoană, că românul nostru se simte, îl vezi după nas, uite așa merge, îl simți, știi? Eu nu le spun român, eu le spun Highlander, pentru că soțul meu zice, dar de unde îți dai tu seama că e român sau româncă? Persoana din față zic, păi dar văd, mă, îl simt. Da. Păi da, Maria, dacă nu ne ridicăm peste bălării, dacă nu ne ridicăm peste uscături, o să fim acoperiți de ele. Tu, trebuie să te opresc. Da, te rog, Laurențiu. Fii atentă, zici că vorbești 6 limbi străine. Și în ciuda faptului, e clar că ești o valoare dacă vorbești 6 limbi străine. Eu te recunosc drept superioare, eu vorbesc doar 5. Ești la curuvacii. Da? Ești la curuvacii. Iar niște prostalei, ca Orban, ca Dăncilă, Câțu, Ciolacu, Ciucă, care nu vorbesc nici limba română. Nu vorbesc de alte limbi. Nici limba română ăștia nu vorbesc. Nu poți să zici că o vorbesc. Eu vorbesc 5 limbi mai bine decât vorbesc ei românești. Ăștia sunt prim-miniștri, frate. Iar tu cu 6 limbi străine, cu școli făcute pe bune, ești la curuvacii. Asta e meritocrație pe invers. Asta da, este cauza fundamentală a destinului acestui popor. Asta este cauza fundamentală a sărăciei, a dezastrului, a falimentului acestei țări. Băi, oameni buni, acum 13-14 ore eram în Austria. Un popor nici jumate cât noi. Nici jumate cât noi. Care ne-au jefuit la greu. Și care cu banii luați de la noi și cu aurul luat de la noi au făcut o țară bijuterie. Eu vă spun palate, sincer, palate. Din America până în Coreea de Sud am bătut toată lumea în lung și în lat. Nu există țară mai frumoasă, mai civilizată decât Austria. Ăsta este și motivul pentru care eu astăzi sunt rezident și aproape cetățean austriac. Nu există țară mai frumoasă, dar jumate din frumusețea acestei țări este făcută din aurul munților Apuseni. Jumătate din munca depusă acolo pentru a face din această țară o grădină este munca românilor din Transilvania. Păi bă, oameni buni, cum e posibil ca un popor nici jumate cât noi să devină un mare imperiu și să facă o țară grădină, bijuterie, cum e Austria, iar noi, românii, uitați-vă în ce țară să trăim. Cum e posibil? Sunt ei de criticat sau noi suntem de criticat? Prost e cine cere sau cine dă? Prost e cine se vrea slugă? Sau cine se crede stăpân și chiar este stăpân? Bă, fraților, să nu ziceți că, bă, stai, bă, că tu te uiți înapoi, tu te duci 200 de ani în urmă. Nu! Uitați-vă la Petrom. L-am dat cu 600 de milioane. Noi românii l-am dat. Nu mi l-a furat nimeni. Nu am fost luat ca pradă de război. N-am fost jefuiți. Este o minciună. N-am fost jefuiți. Noi l-am dat votat în Parlamentul României de majoritatea parlamentarilor de cetățenie și naționalitate română. Cu 600 de milioane de dolari. Știți câți bani au făcut ei în 18 ani de când au acest bun activ al României, tot petrolul și jumătate din gazul României? Știți câți bani au făcut? Oficial, atenție, după ce au ascuns 90% din profituri în offshore-uri.
După ce și-au diminuat profiturile la maxim posibil ca să nu plătească taxe în România. Normal, orice businessman face asta. Și eu fac de 30 de ani afaceri în România. Încerc prin toate mijloacele legale să plătesc cât mai puține taxe și impozite, nu? Trebuie să fii tâmpit să vrei să plătești mult când poți să plătești legal puțin. Știți cât au câștigat până acum oficial? Oficial, atenție! Asta înseamnă, de fapt, 20% din cât au câștigat real. Peste 11 miliarde de euro. Și au dat pe Petrom 600 de milioane, adică de 16-17 ori mai puțin. Deci au oficial, după ce au plătit taxele și impozitele, au de 17 ori banii pe care au investit în Petrom. Sunt o sumedenie de oameni care se uită la noi și arată cu degetul. Hoții de austrieci, râii de austrieci. Bă, fraților, nu ne-au luat cu deasupra, nu ne-au învins în război. Au votat românii noștri în Parlament chestia asta și a propus legea un ticălos de român pe nume, cu nume românesc 100% Năstase. Nu mai arătați cu degetul. Și unde au fost românii? Nu eram în locul austriecilor și treaba se întâmpla în Austria, am fi zis, mamă, ce fain. Noi românii trăim bine pe spatele proștilor de austrieci. Da, dar cine-i de vină că ei sunt proști? Prost e cine cere sau cine dă? Bă, fraților, măcar am o consolare. Cu ce au luat, pot să zic că nu pot să spun furat. Sincer, obiectiv, cu ce au luat din România, bă, nu și-au bătut joc de bani. Au făcut o țară fantastică. Nu există, credeți-mă, nu există pe planeta asta țară ca Austria. Și vă spun că am văzut Austria de la vest la est și de la nord la sud peste. Și am văzut, sigur că da, mai mult decât Austria îmi place Scoția. Dar acolo este o frumusețe sălbatică naturală, în vreme ce Austria este o frumusețe domestică creată de mâna omului. Bă, fraților, totul e o grădină acolo, în Austria. Pe banii noștri ai România. Putea fi România așa. Dacă în loc de Năstase era un prim-ministru, primul Laurențiu, sau Amalia, sau Oana, sau Diana, putea fi România așa. Numai că noi, ca popor, suntem un dezastru. Dar știți cum e? Așa e corect. Dumnezeu dă cu o mână și ia cu alta. Aici Dumnezeu a dat bogății peste bogății. A făcut țara asta să fie ce nu există pe pământ, atâta bogăție. E jefuită de 1000 de ani, în stil mare, de tot. Și tot mai au. Și tot mai e grămadă. În vreme ce Austria, în afară de sare, n-are nimic, bă, frate. E singura lor bogăție, sarea. În afară de sare, n-au nimic. Da, da, a dat Dumnezeu acolo un popor. Băi, fraților, nici jumate cât poporul român și-au fost imperiu și-au stăpânit jumate de Europa și-au făcut din țărișoara aia o bijuterie. Nu mai veniți să spuneți noi că, vai, ce popor fantastic suntem. Nu! Suntem o țară incredibilă. Suntem țara preferată a lui Dumnezeu. Suntem copilul de suflet al lui Dumnezeu, ca țară. Dar ca popor, bă, fraților, mă criticați când vă spun că suntem 70%. Suntem, nu sunteți. Suntem. Că și eu sunt printre. 70% maimuțe cu buletin. Dar credeți-mă, când vă zic asta, vă laud. Ăsta este adevărul. Uitați-vă ce conducători aveți. Uitați-vă, fata asta cu 6 limbi străine vorbite este la curuvacii și moare de foame. Și Ciolacu se pregătește să fie prim-ministru. Iar Ciucă, care nu știe nici limba română a vorbi, nici măcar a citi, e prim-ministru. Auzi, Laurențiu, stai un pic, stai un pic, ca să mai... Îmi place mostra asta tot timpul. Eu Dragii o țin mei, aici și din când în când o pun. Prim-ministrii ai României. Orba! Ia de aici. Mostră. Ne confruntăm, ne-au copleșit și ne-au revoltat pe toți. Ucrainiene legitime.
implicarea și generozitatea. Se dă astăzi lupta în Ucraina, cu curajul dumneavoastră, în această regiune a Europei. Hai mă, nu vă place asta? Da, eu mie... o țin și o dau tot timpul, că îmi place să-mi amintesc. Mie îmi place când te duce la inaugurări și inaugurează cavoul. Ne mirăm că arată țara asta cum arată. Ăsta se pregătește să fie prim-ministru, bă, frate. Și e sigur pe el. Uitați-vă aici, Orban, Dăncilă, Câțu, Ciucă, Ciolacu. Bă, fraților, suntem și ghinioniști. Unul măcar din cinci nu se nimerește să aibă coeficient de inteligență măcar mediu. Nici unul din ei nu vorbește limba engleză cum vorbesc eu ungurește. Bă, nici unul nu are cultură generală de copil de clasa a 8-a, bă. Și prim-miniștri, au fost prim-miniștri, se pregătește Ciolacu să conducă România. Eu ca eu nu contează, nu mă scot din calcule. Fata asta vorbește 6 limbi străine, cum nu vorbește niciunul românește. Și îi conduc România și ea stă la cruvaci. Asta este cauza fundamentală a eșecului, a falimentului României. Credeți-mă, când am scris meritocrația și meritocratismul, mulți mi-au sărit în cap. Ce bă, tu vrei să conducă elitele țara? Nu bă, eu vreau să conducă imbecilii țara, bă. Să conducă imbecilii, că uite, te avem în față exemplu. Uite unde ne-au adus, e bine. E minunat. Păi de ce să conducă elitele, mă, țara? De ce să conducă țara cei mai deștepți? Să conducă imbecilii ca Ponta, țara, bă, când am întrebat în emisiune la Nașul TV, când l-a pus prim-ministru Băsescu, alt rădător de țară, l-a pus pe Ponta, dar să nu credeți că întâmplător. Îl pui pe Ponta prim-ministru. Și am întrebat la Nașul TV, bă, frate, ce ai condus la viața ta? Ce te recomandă să conduci o mega corporație care este o țară? Ce experiență managerială ai? A doua zi face conferință de presă și zice, unii așa zici jurnaliști mă întreabă ce am condus la viața mea, ce experiență managerială am. Vreau să le răspund, el a zis că mi-a dat-o o palmă zdravănă, zice, vreau să le răspund, zice că n-am condus niciodată nimic, dar învăț. Eu zic, frate, e plin de bune intenții. Am învățat managementul pe pielea noastră, 20 de milioane de români, și acum ne mirăm că am rămas fără roșia montană și o să plătim despăgubiri 10 miliarde de dolari, garantat, o să vedeți. Și acum ne mirăm. Poate aur la ora asta de la roșia montană. Da. Și alte gaze rare și metale rare și așa mai departe. În România, acești imbecili care ajung în funcții de prim-ministru învață managementul pe pielea noastră. Și fata asta stă la curuvaci. Asta este România și după aia ne mirăm de ce trăim noi prost și alții bine. Ne mirăm de ce nu ne vrea nimeni în Europa. Păi de ce nu ne vrea nimeni în Europa? De ce Orban? De ce Ungaria? Care sunt gică contra în toate cele, sunt bineveniți și în Europa, și în Schengen, n-au nevoie nici de vize să intre în Statele Unite, chit că sunt pro-ruși și putiniști, nu contează. Sunt respectați. De ce? Pentru că respectul ți-l impui prin atitudine, nu prin slugărnicie. Toți iubesc trădarea, dar nimeni trădători. Noi nu o să avem niciodată parte de respectul, nici a Uniunii Europene, nici a Statelor Unite, nici a Rusiei, nici a Chinei. Știți de ce? Că suntem un popor, era să spun acum un cuvânt, dar e prea dur. Suntem un popor umil, slugarnic, care nu impune prin atitudine respect și prețuire. Ăsta este adevărul. Și cât timp o să ne punem în fruntea țării indivizi de cea mai joasă speță, cu un IQ,
un coeficient de inteligență, ca să înțeleagă toată lumea. Mediu sau sub mediu? Cât timp în țara asta oamenii cu adevărat de valoare nu vor fi prețuiți și puși să conducă țara, ne merităm destinul. Și nu vă mai mirați! Nu vă mirați, că nu aveți de ce să vă mirați. Suntem tratați așa cum merităm. Uitați-vă la acest, la acest ministru de externe, la Goldman, românizat Aurescu. Uitați-vă cât e de slugoi. Uitați-vă cât e de slugare. Toți râd de el, toți fac mișto de el. Nimeni nu-l bagă în seamă. Când vorbește, vorbește singur. Nimeni nu-l bagă în seamă. De ce? Că e un yes-man. Nu știe decât să pupe în cur, nimic altceva. În vreme ce Orban, care gică contra, nu mai ridică degetul și deja toată Europa e atentă. De ce? Că e bărbat, bă, frate. Pentru că asta este. Uitați-vă la Ungaria, altă țară prin care am trecut. Ca o grădină. O treime din noi, din poporul român. Păi ne-au ținut cu talpa pe gât sute de ani. Bă, frate, noi de trei ori mai mulți și au stat cu talpa pe gâtul nostru sute de ani. Cum e posibil așa? Nu vă mai dați patrioti. Nu vă mai dați naționaliști. Sigur că da, știu, mulți mă consideră patriot. Eu nu sunt patriot deloc. Eu sunt doar un om care iubește dreptatea și sunt revoltat de nedreptatea care se face acestui popor, dar acest popor își merită nedreptatea. Pentru că își pune în fruntea lui nu tot ce are mai bun, ci tot ce are mai prost. Tot ce are mai ticălos, mai hoț, mai prost, mai imbecil, mai nemernic e în fruntea țării. Și când apare un om de valoare care doar încearcă să spună ceva, s-ar imediat milioane să-i dea în cap. Bă, adică tu vrei să strălucești, mă? Noi vrem în frunte un imbecil ca noi, așa ne simțim noi bine. Sub noi! Ne simțim mai bine cu oameni sub noi, lângă oameni da. Sub noi. Așa că, dragii mei, noi românii, chiar dacă suntem un mare popor, chiar dacă avem un trecut, așa cum îl avem, nu vreau să intru în comentarii, că dacă aș intra în comentarii istorice, ne-am cufundat în câteva ore de discuție, ne prinde 5 dimineața. Bă, fraților, noi dacă vrem să reprezentăm ceva în istorie, nu să fim un imperiu. Uitați-vă în jurul nostru. Toți au avut momente de glorie în 2000 de ani de istorie. Și grecii, și bulgarii, chit că mulții fac cefelate și proști în toate felurile. Bă, fraților, Bulgaria a fost imperiu de două ori în istorie. E drept, a doua oară a fost imperiu sub conducerea asăneștilor, a unor români. De ce? Pentru că Bulgaria a fost acum 1000 de ani încă majoritar valahă, sânge românesc. Au venit pe la anul 600 era noastră, scuze că divaghez, că acum am băgat un whisky și vreau, nu vreau, trebuie să divaghez. Și după 13 ore de condus nostru. Bă, fraților, pe la anul 600 au venit 5.000 aproximativ din tribul bulgar de pe Volga, la sud de Dunăre, unde se consideră și specialiștii istorici spun că trăiau aproximativ între 200 și 300 de mii de valași la sud de Dunăre. Valași, vorbitori de limba română. Mergeți prin Bulgaria și vedeți că există o sumedenie de localități cu nume românești. Că sunt încă o sumedenie de bulgari care vorbesc limba română veche. Bă, fraților, vin 5.000 de bulgăroi cu cefelate pe un teritoriu cu peste 200.000 de valahi. Păi știți ce înseamnă 5.000 la 200.000? 2,5%.
Nu numai că iau în stăpânire teritoriul de la sud de Dunăre, dar îl și conduc, devin imperiu și subjugă și face sclavi, slugi pe toți 200.000 de valași. Sigur că nu sună bine. Sigur că dacă aș fi spus pe vremea lui Ceaușescu chestia asta, sfârșeam la pușcărie. Azi e de bine. Azi e ok dacă spun chestia asta, adevărul istoric. Azi e bine. Cu cât spui mai rău de rău, poate e mai bine. Eu nu vreau să spun de rău, eu vreau să spun adevărul. Bă, fraților, cum e posibil și la sud de Dunăre 5.000 de bulgăroi să pună stăpânire pe 200.000 de valași? Nu mai vorbesc în România noastră, în Valahia, în Transilvania, în Moldova, unde mereu am fost conduși de străini. De ce? De ce astăzi, în secolul 21, când avem mass media, când avem Facebook, internet, televiziune și toate cele, mai acceptăm așa ceva? De ce mai acceptăm să fim conduși de străini, de alogeni, și când în sfârșit se găsește câte un român, ăla trebuie să fie un imbecil. Ca Orban, Câțu sau Ciolacu sau Ciucă. De ce? De ce ne batem singur joc de destinul nostru? De ce nu avem pretenția să fim și noi astăzi, mâine sau poi mâine? Nu un imperiu, dar măcar o țară respectată. Toți au fost în jurul nostru imperii, toți au avut momente de glorie. Imperiul bulgar, grecii, ungurii, austriecii, ruși, toți, polonezii, care au dispărut în istorie de două ori, nici nu au mai existat pe hartă Polonia. Lituanienii, toți au fost imperii, au avut momente de glorie în istorie. Ucraina n-a existat niciodată până acum. Ceea ce astăzi este Ucraina a fost ba imperiu țarist, ba imperiu lituanian, ba imperiu polonez. Astăzi este o țară propășită aiurea creată artificial, un mix de ruși, polonezi și lituanieni și români care zice Ucraina, fără nicio apartenență națională, fără nicio istorie, fără nimic. Nu mă interesează pe mine. Nu asta contează. Bă, dar cum să vii tu, președintele României, și să urli ca din gură de șarpe? Vrem să se dea înapoi Ucrainei, ce e a Ucrainei, Crimea. Bă, bine mă, nemernicule, dar asta e problema ta? Problema ta n-ar trebui să fie ca România să primească înapoi teritoriile care vreme de 1000 de ani au fost românești? Bugeacu, Bucovina de Nord, Herța. Cu tot nu ar trebui să fie problema ta să primim noi românii înapoi cei al nostru de 1000 de ani? Problema ta e Crimea să se întoarcă la Ucraina, care e o țară artificial creată de 100 de ani? Nu să se întoarcă la România, ceea ce e al nostru de 1000 de ani? A cui președinte ești tu, mă, nenorocitule? Al Ucrainei sau al României? Cine te-a votat președinte? Pentru cine trebuie să lupți tu? Pentru drepturile Ucrainei sau pentru drepturile României? Ei, vedeți, dragii mei, nu o să vedeți niciodată un astfel de discurs. Nici la Digi-Sorești TV, nici la Realitatea SRI TV, nici la Băsescu 1 TV. De ce? Pentru că e rușine să fii român și să ceri dreptul de românilor. Noi trebuie să fim slugi. Noi trebuie să fim umili, obedienți. Nu cumva să o supărăm pe Ursula sau pe Emanuel. Na! Sau pe Cantaboșu, Stolz, Scholz. Cum să-i supărăm pe ăștia, mă? Pe noi suntem români conduși de grație superioare, băi. Noi nu trebuie să superăm pe nimeni, băi. Noi trebuie să fim slugi, batante, servitori. De ce? Că așa ne-au băgat în cap, tată. Și noi o luăm de bună. Noi acceptăm. Și în fruntea țării punem toți măscăricii și păcălicii ca să continue istoria.
Ca nu cumva istoria să se întrerupă vreo clipă. De aia, bă, fraților, trăim cum trăim. De aia suntem bătaia lor de joc. De aia nu ne vor la masa lor în Uniunea Europeană. Decât ca slugi. Să mergem acolo la conac, la șeful, să-l slugărim, să fim batantă sau servitor. Sau chelner, la el în conac. Și după ce ne-am terminat treaba, înapoi, înapoi în grajd. Acolo e locul tău, servitorule. Și Schengen. A, Schengen e pentru viță nobilă, pentru ăștia de soi. Voi slugile la grajd. Și ce facem noi românii? Noi românii se dedispun. Nu vrem slugile de românii în Europa, în Schengen. Dar noi românii ce facem în Parlament? Votăm pentru intrarea Suediei în NATO. Austriecii nu ne vor în Schengen. Dar noi românii le facem cadou. Gazele din Marea Neagră, gazele și petrolul de pe pământ, noi le dăm și bănci, le dăm tot ce vor. Ei ne scuipă. Și noi îi pupăm. Facem plecăciuni, le pupăm piciorușele. Și în timp ce ne aplecăm să le pupăm piciorușele, ei ne scuipă. Păi, dar noi suntem mândri că ne-au scuipat. E scuipat nobil de stăpâni. Nu? Uitați-vă la ei. Ei prosperă pe spinarea noastră, se folosesc de noi, dar nu poate să ne primească în casa lor cu drepturi de plin. Doar în vizită, așa, în timp ce spălăm la cur bătrânii, în timp ce hămălim și slugărnicim la ei, așa da. După ce am terminat, zic, nahauze, acolo cină cu voi. Acolo e locul vostru. Nu puteți, nu ce vreți să dormiți în palat, în conac, la noi? Bă, fraților, până în fruntea țării o să vină un bărbat sau o femeie bărbat, adevărat. Țara asta se va zvârcoli în mizerie și mocire. Cât timp o să puneți în fruntea țării alogeni precum Băsescu, Ponta sau Iohannis. Și imbecili, precum Orban, Dăcilă, Câțu, Ciucă sau Ciolacu. Să nici nu sperați la altceva. Și nici nu meritați altceva. Asta nu-mi chiar.